Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Poți să te gândești la situația ta sau poți să te gândești la relația pe care o ai cu o anumită persoană, dar poți să lași în același timp și tarotul să-ți transmită mesaje. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că îmi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, gratuită, mă găsești cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, văd aici un bărbat care e gata să-ți dea mesaj, da? Sau care vrea să-ți scrie. Văd aici, uite, un moment puțin conflictual pe care l-ai avut, fie cu omul ăsta, fie urmează, da, să ai această discuție, puțin în contradictoriu. Da? Parcă partea feminină este cea care îl ceartă, da? Este cea care face reproșuri, da? Sau cea care ia atitudine. Iar, uite, aici văd niște mesaje, niște vești pe care poate le-ai primit de la acest bărbat sau vești pe care urmează să le primești. Da? Să le primești. Pentru tine avem cartea copilului, ceea ce înseamnă că ești într-un moment de sinceritate tu cu tine. Văd aici foarte multă energie bună. Ești într-un nou început, o nouă etapă. Te bucuri de tot ceea ce ai, exact ca un copil. Da? Poate să însemne și faptul că ești gata să mergi pe un nou drum. Noi persoane, mai văd aici o noutate plăcută. Unii sunteți foarte mult concentrați pe copilul vostru sau chiar pe copilul interior. Hai să vedem ce este cu această carte. Reuniune. Deci te revezi aici cu o persoană dragă ție. Mai poate să însemne și că ai ocazia să cunoști pe cineva nou foarte, foarte curând. În unele cazuri simt că deja această persoană este instalată în viața ta. O persoană cam falsă din fire, dar care are o speranță totuși. A venit și pisica să vă salute. Hai să mai vedem o carte. Avem noroc, da? Reuniune, noroc. Aici văd un noroc pe care îl ai. Fie este un noroc care ține de bani, fie este un noroc care ține în general de planul material. Da? De planul material. Are legătură și cu o nouă persoană, repet, pe care o poți cunoaște. Este o persoană stabilă material, este o persoană care îi place să riște foarte mult. Dar văd și pe cineva care e foarte bucuros. Pentru casa ta avem văduvul, adică un bărbat care e puțin supărat, da? Cineva care se uită spre trecut, poate să fie o persoană care a pierdut ceva anume la viața sa pentru tine. Văd o persoană supărată. Cineva care e supărat sau supărat în legătură cu ideea de distracție sau o supărare în legătură cu o petrecere. Poate este o persoană din familia ta care are un rol important sau poate este vorba despre o reuniune cu niște oameni dragi ție. Da? Dar e și cineva, uite, care se furișează undeva. Este o persoană care iubește, dar care în același timp se simte trădată. În curând avem speranță, în curând poate cineva vine de la drum lung către tine sau ai o discuție importantă cu cineva care călătorește mult. Văd aici în curând o speranță foarte mare care are șanse să se îndeplinească, dar văd de asemenea în curând și o hotărâre mare. Ia să vedem noi. Conversație și disperare. Ei, în curând aici e cineva care e puțin disperat, da? Cineva care vrea neapărat să vorbească cu tine și care va insista pe ceva anume. Este o persoană aici care se gândește intens la vorbele tale, se gândește intens să se întâlnească cu tine, dar văd și pe cineva care e puțin nerăbdător în legătură cu un drum.
În curând, cineva îți scrie, îți dă mesaje. În viitor avem inamicul, da? În viitor este o persoană aici care e puțin vicleană, da? Parcă e cineva care stă după colț, te pândește, te privește. Mai vreau o carte. Hoțul. Deci în viitor avem un hoț aici, un inamic. O femeie tânără avem și din nou văduvul. Văd aici o persoană în care, știu, fie nu are o relație bună cu tine, fie este o persoană care are niște probleme în viața sa, dar parcă e și cineva care nu vrea să dea drumul acestei prietenii, acestei colaborări, acestei situații. Mai vreau o carte. Avem cartea soției și inamicul. Poate este cineva care este contra ideii de căsătorie, da? În unele cazuri văd aici, nu știu, trei persoane. O femeie mai tânără este o femeie, de altă parte, cu o responsabilitate foarte mare. Sau o femeie care are un copil sau are un proiect important în desfășurare și un bărbat. Unii simt că e ca și cum asistați la niște certuri, la niște discuții, da? Și nu știți cum să plecați de acolo. Uite că avem mesagerul, deci niște mesaje pe care le primești sau asiști, da? Așa cum am zis, la o discuție. Ce nu știi tu? Moartea. Tu nu știi că ceva s-a încheiat. Ceva e pe final, ceva s-a sfârșit. Tu nu știi aici despre o transformare care se produce fie în viața ta, fie în viața cuiva foarte drag ție. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce nu știi tu? Îndrăgostitul și cu inamica. Deci, cineva care a pus punct. Poate într-o altă relație. Poate e cineva aici care vrea să finalizeze această etapă în care nu v-ați înțeles, nu au funcționat lucrurile. Văd aici o parte masculină, energică, romantică, îndrăgostită și mai văd o parte feminină care e cam temătoare. Da? Ce nu știi tu? Niște discuții importante care au avut loc în jurul tău sau care au loc. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Că uite, e cineva care se simte ca la închisoare. Cineva care parcă vrea să evadeze de undeva anume. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Ce-i cu sfârșitul ăsta? Surpriză, persoană plăcută. Cineva care vrea să te revadă, o bucurie de departe și o persoană dragă ție. Deci tu nu știi aici că cineva, uite, vrea să-ți facă o surpriză. Cineva vrea să te revadă atunci când te aștepți mai puțin. Cineva care te laudă, te onorează, este cineva care te privește într-o lumină foarte bună. Această situație se petrece undeva într-o casă străină, văd aici. Mai vreau o carte. Cinci de bâte, regele de monede. Deci tu nu știi aici că cineva luptă foarte mult pentru banii săi, pentru stabilitatea sa. Poate să fie și o oarecare discuție ciudată care are loc aici și despre care tu nu știi și care ține de finalizarea unui proiect, care ține de sfera financiară. E cineva căruia este teamă. Ce nu știi tu? Că cineva s-a eliberat. Deci o discuție aici care a avut loc, legată de o eliberare, fie finalizarea unui proiect, finalizarea unei relații, finalizarea unei etape
Pentru că e clar, mesaje, apeluri telefonice, a fi singur, a te elibera. Și e cineva care se eliberează aici. Și avem suflete gemene, deci oameni care seamănă foarte bine între ei. Uite, e o problemă aici. Pe neașteptate, preotul, pe neașteptate o protecție mare pe care o ai. Pe neașteptate văd aici o persoană pe care o respecti foarte mult, cu gânduri serioase, cu gânduri stabile. Pe neașteptate mai văd aici un profesor, da, sau un examen. Pentru unii poate să însemne și ceva important care se întâmplă într-o zi mare, într-o zi sfântă. Hai să vedem totuși ce-i cu preotul. Moartea, serviciul și constanța. Și pe neașteptate e cineva care vine aici și îți face un serviciu sau e cineva care finalizează ceva anume și vine cu gânduri serioase. Da? Vine cu gânduri serioase. Este o persoană care vrea ceva constant, care vrea ceva stabil. Mai vreau o carte. Poate e vorba de un părinte sau de o persoană pe care o respecti tu foarte mult. Și avem așa, o femeie matură, credință, loialitate, prietenie și doctor. Da? Pe neașteptate, uite, niște vești bune pe care le primești. Poate de la această femeie. Scrisoare, cadou și invitație. Deci, pe neașteptate aici, tu primești o invitație de la cineva. Sau o propunere. Este o propunere foarte bună. Poate să fie un contract important, poate să fie o colaborare importantă. Și ce o să te mire în toată situația aceasta e o bucurie neașteptată. Un nou început. Cineva care ți iese în cale, îți face o surpriză, poate să însemne pentru unii dintre voi și un cadou care apare. Hai să vedem. Ce o să te mire? Pentru că este o etalare extraordinar de bună. Ce o să te mire? Iar a ieșit prizonierul ăsta. Cineva care e prizonier în iubire și caută soluții ca să iasă din situație sau caută soluții ca să elimine un inamic. Da? Un inamic. E o persoană care are ca un fel de obsesie aici. Ce o să te mire? Încă o carte. Cineva care suspină și o să încerce să negocieze cu tine. O să încerce să te întâlnească. Să se apropie de tine. Cineva care îți spune ceva de genul, sunt la dispoziția ta. Și îți propune, uite, un nou început surprinzător. Hai să vedem despre ce e vorba, ce o să te mire, ce cu povestea asta. O persoană înlăcrimată, un bărbat matur și cineva care e înlăcrimat aici, e supărat, dar care e foarte sufletist. Deci omul ăsta e foarte sufletist. Pe de o parte vine înlăcrimat, pe de altă parte vine bucuros către tine. Și ți se zice așa, vei reuși ce gândești, da? Și avem cartea norocului. Cineva care își încearcă norocul. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? O persoană vicleană cu dragoste sinceră. Deci tot îmi apare ideea asta că e un inamic prin jur. E un personaj care nu e foarte sincer, dar fie are ca un fel de obsesie, fie persoana aceasta își folosește toate modalitățile pentru a se apropia de Ia să vedem ce zice și oracolul ăsta. O iubire nouă, o persoană necunoscută, călătorie, vacanță, lună de miere. Poate este o iubire nouă care apare sau este cineva care îți propune să faceți un drum într-un loc nou. Poate să însemne și o nouă colaborare.
Regina Gheții. Este o femeie aici rece, detașată, singură. Și un bărbat brunet avem. Da. Surpriza este că poate afli de acest cuplu nou care se formează. Poate să fie și asta. Destin, șansă, ceva ce așa trebuie să fie. Și avem familie, grup de oameni. Prin intermediul familiei, uite, poate cunoști pe cineva. Sau... afli de o familie nouă care se întemeiază în jurul tău. Să vedem îngerii romantici, ce zic. Lună de miere, da, sau vacanță, un weekend pe care îl petreci cu cineva, o relație din altă viață. Deci aici poate să apară cineva nou, dar este o persoană pe care parcă o știi din altă viață, deci nu prima dată când vă vedeți. Tu meriți iubire și avem așa conversații de la inimă la inimă. Discuțiile sincere vă ajută. Vei avea aici o discuție sinceră legată de ceva important pentru sufletul tău. Este și o discuție sinceră care ține și de dragoste. Dar văd eu aici că ceva se schimbă. Uite, e multă chimie. Iau și niște mesaje din acest oracol. Să vedem ce spune și oracolul ăsta. Că e o surpriză foarte frumoasă. Sper că vom putea iubi din nou. Nu crede tot ce vezi, încerc doar să trec peste. Am întrebat ce-i cu surpriza asta, ce o stemire. Și avem, oricât aș vrea, nu mă pot schimba, doar lângă tine pot să fiu eu. Persoana asta are multe, multe lucruri să-ți spună. Cineva care vrea, zice, hai să fim mai mult decât prieteni. Da? Mai dă-mi o șansă. E, deja se clarifică. Deci fie e vorba de o relație din altă viață aici, acolo e surpriza, fie este vorba despre cineva din trecutul tău care mai vrea o șansă și căruia îi pare rău că te-a mințit. Da? Își dă seama că nu e potrivit sau potrivită pentru tine, dar zice că se gândește la tine în continuu și că nu mai poate, da? Nu mai suportă chestia asta. Și apoi avem vorbește-mi, te iubesc în ciuda tuturor. Wow! Frumos! Deci, omul ăsta vine și te surprinde. Îți spune că încearcă să fie o persoană mai bună, încearcă să învețe din greșeli. Dragilor, acestea au fost previziunile, iar cei care ați rămas alături până la final primiți mesaje bonus. Wow! Avem culoarea verde cu mesajul fericire. Poate e un parc undeva unde e multă natură. Petrecere, amiciție, zodia leu. Deci poate să fie și iubire. Amiază. Odihnă, octombrie, zodia balanță, zodia scorpion, cifra 10 sau 1, deci este vorba despre un sfârșit și un nou început și avem un bărbat în vârstă. Luna decembrie, numărul 12, 1, 2, 3, zodia săgetător, zodia capricorn, cu mesajul bani mulți. Tehnologie, autenticitate, zodia vărsător. Frumos!
Dragilor, acestea au fost previziunile, dar mai iau un mesaj, nu mă pot abține. O veste onorabilă, o veste bună, avem ziua de miercuri. Viitor îndepărtat, sincer. Deci e cineva aici care vrea să discutați ceva în legătură cu un viitor îndepărtat sau e ceva pe termen foarte lung, nu e ceva de azi pe mâine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați că oricând aveți nevoie de o ghidare pentru sufletelul vostru, mă găsiți oricând gratuit pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături. Și să ne revedem cu bine și data viitoare.